Scumpi prieteni, frați și surori în Domnul Iisus Hristos, vă salutăm cu pacea Domnului în acest ceas de seară. Deși nu suntem încă în ziua sabatului, ne mai despartă minute de momentul de început al zilei sfinte de sabat aici, în locul acesta unde ne găsim. Dorim ca să fim găsiți binecuvântați de Dumnezeu în această zi sfântă. Am vrea să vă salutăm călduros pe fiecare dintre dumneavoastră acolo unde vă găsiți, prin aceste mijloace de comunicare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru favoarea pe care ne-a oferit-o să fim sănătoși într-un timp ca acesta, într-un timp de necaz, de strâmturare, de criză, o criză resimțită de întreaga planetă, însă credem că inima noastră este pusă la adăpost în mâinile Dumnezeului și Salvatorului nostru. În această seară vom studia împreună Cuvântul lui Dumnezeu, însă înainte de a deschide Sfânta Scriptură, aș vrea să vă invit să ne rugăm, așa după cum ne-am format un obicei. Vă mulțumim dintre dumneavoastră care ați ales să participați cu noi în această seară de studiere a Cuvântului Dumnezeu la început de Sabat Sfânt. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească. Mulțumim pentru încurajările și pentru îmbărbătările pe care le-am primit din partea dumneavoastră în aceste zile de pauză în care nu ne-am întâlnit, însă prin Harul lui Dumnezeu dorim să continuăm și mai departe studierea Cuvântului Dumnezeu, dar mai mult decât atât, dorim nu numai să fim ascultători, dar să fim împlinitori ai Sfântului Cuvânt. Amin. Aș vrea să vă spun, mă bucur nespus de mult pentru bucuria și încurajarea pe care am primit-o din partea prietenilor noștri care ne urmăresc, care nu sunt neapărat membrii Bisericii Adventiste de ziua 7-a, oriunde vă găsiți, scumpi prieteni, suntem încurajați să știm că Dumnezeu se folosește de aceste mesaje pentru a duce lumină, îmbărbătare și sufletul dumneavoastră. Am fost foarte bucuros să citesc câteva mesaje în aceste zile de pauză, unde oamenii deplângeau aceste zile de pauză, situații care, din nefericire, nu ne-am putut întâlni și am văzut experiențele, am ascultat experiențele acelor persoane care au primit Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima, s-au apropiat mai mult de Domnul. Am primit vești din partea celor care cândva au fost membri în Biserica Adventistă de ziua 7-a și din diferite motive s-au rătăcit de pe calea Domnului, au ajuns să se descurajeze sau să fie influențați de alte lucruri, însă acum, cu bucurie, vedem modul minunat noi niște unelte slabe să prezentăm Cuvântul Său în aceste zile din urmă și prin noi Duhul lui Dumnezeu să lucreze pentru salvarea și mântuirea acestor oameni. Fie ca pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse peste dumneavoastră acolo unde sunteți, sănătatea de care avem nevoie în mod special în aceste vremuri grele în care trăim. Salutăm frații și prietenii noștri din Italia, Spania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, România, Republica Moldova și dacă este vreo țară care mi-a scăpat, să știți că este pe lista noastră de rugăciune oricum. Dumnezeu să vă încurajeze acolo unde sunteți, cum prieteni, și să nu uitați niciodată că nu sunteți singuri. Există persoane care se roagă, care mijlocesc pentru voi și ne bucurăm ori de câte ori auzim de bine de dumneavoastră experiențele frumoase pe care le aveți cu Dumnezeu. În această seară vom începe un studiu prin Harul Domnului în mod deosebit în ziua sfântă de sabat, studiu care va continua și în zilele de după sabat prin Harul lui Dumnezeu, dacă vom fi sănătoși. Însă mesajul din această seară poartă titlul Cei 144.000 și sigiliul lui Dumnezeu. Cei 144.000 și sigiliul lui Dumnezeu. Vă invit mai înainte de toate să ne plecăm pe genunchi fiecare dintre noi acolo unde vă găsiți, dacă aveți posibilitatea și sănătatea vă permite, și pentru câteva clipe vom păstra un moment de liniște în care fiecare în mod personal ne vom ruga Dumnezeului nostru, urmând ca apoi
să înalți o rugăciune spre binecuvântarea noastră și spre ajutorarea noastră să primim putere și har din partea lui Dumnezeu în aceste momente de studiu al Cuvântului. Vă invit să ne plecăm pe genunchi și să păstrăm un moment de liniște, fiecare personală ne vom adresa lui Dumnezeu. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, cu deplină recunoștință venim înaintea Ta, Doamne, în acest ceas de seară, la început de Sabat Sfânt să-ți mulțumim pentru grija care ai arătat-o față de noi în această săptămână. Te rugăm, Doamne, pentru sănătate. Îți mulțumim pentru pâinea cea de toate zilele. Îți mulțumim pentru protecția Îngerilor Sfinți. Și în mod deosebit, am vrea să te lăudăm și suntem recunoscători pentru darul Domnului Iisus Hristos, pentru jertfa Lui la cruce, pentru mântuirea noastră. Îți mulțumim pentru tot ceea ce Tu faci pentru noi, ca în cele din urmă să fim mântuiți în Împărăția Ta. Ajută-ne, Doamne, și în aceste momente de seară, când ne vom apropia de Cuvântul Sfânt, ajută-ne să fim iluminați, să fim însuflețiți, să fim, Doamne, mai aproape de Tine și mai aproape de Duhul Tău cel Sfânt care ne va conduce în tot adevărul. Îndepărtează din mijlocul nostru orice influență nesfântă, îndepărtează prezența Îngerilor Sfinți care încearcă să ne descurajeze, ajută-ne, Doamne, să privim la Tine, la tronul Tău plin de slavă și de milă și să primim ajutor în vreme de nevoie. Lasă binecuvântarea Ta peste frații noștri acolo unde se găsesc. Și ajută-ne ca în această seară să înțelegem cuvântul Tău și chemarea pe care Tu o faci sufletelor noastre, că și-am rugat în numele Lui Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Mesajul nostru, cei și sigiliul lui Dumnezeu. Am să vă rog din toată inima pe fiecare dintre dumneavoastră, dacă nu ați făcut-o deja, știu că deja ar trebui să vă fi obișnuit cu acest lucru, înainte de a deschide cuvântul, vă reamintesc că vom folosi foarte des Scriptura în prezentările noastre și în această seară și de aceea vă invit să aveți Sfânta Scriptură alături de dumneavoastră. Eu mi-am adus și o altă traducere a Bibliei care ne va fi de folos la un moment dat în prezentarea noastră. În același timp este bine ca să aveți un caiet de notițe. Este bine să aveți niște foi la îndemână, pentru că aceste lucruri pe care noi le vom studia, există posibilitatea și dacă noi ne vom ruga, Dumnezeu ne va pune în situații în care noi să prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu și celor care nu L-au auzit niciodată. Oameni care nu au venit niciodată în contact cu adevărurile mărețe care se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu, adevăruri care vor străluci mai puternic în mod special în aceste zile din urmă. Mesajul nostru, cei 144.000 și sigiliul lui Dumnezeu. În această seară, este obiectivul nostru în mod deosebit să înțelegem ce înseamnă în Sfânta Scriptură sigiliul lui Dumnezeu. Ce înseamnă sigiliul lui Dumnezeu? Cine sunt acești 144.000 despre care Biblia ne spune că vor fi sigilați, vom afla suficient, dar studiul nostru va continua pe parcursul zilei de mâine prin Harul lui Dumnezeu și intenționăm ca mesajele noastre să fie cât se poate de practice și de salvatoare.
Mesaje care să ne ajute pe fiecare dintre noi în viața de zi cu zi. În cartea Apocalipsei se găsesc două capitole în mod special, unde sunt amintite detalii cu privire la cei 144.000 în mod direct. Există pasaje în cartea Apocalipsei care fac referire la cei 144.000 indirect și nu este obiectivul nostru în această seară să epuizăm pasajele care aduc în atenția noastră grupul acesta special a celor 144.000. Însă, în cartea Apocalipsei, capitolul 7 și capitolul 14 din cartea Apocalipsei menționează acest grup deosebit, cei 144.000. Acum, pe notițele dumneavoastră, ar trebui să aveți două coloane. Deasupra acestor coloane, ar trebui să scrieți cei 144.000 și două capitole din cartea Apocalipsei. Apocalipsa, capitolul 7 și Apocalipsa, capitolul 14. Priviți ce spune Biblia în Apocalipsa, capitolul 14, citim de la versetul 1 până la versetul 5 despre acest grup, cei 144.000. Biblia spune: apoi m-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el, cu Mielul, stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânii. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Înainte de a trece la studierea câtorva elemente din pasajul acesta, am să vă rog în mod fierbinte să continuați să vă rugați pentru noi cei care suntem în locul acesta, familia mea, însă mai mult decât atât, vă rog să vă rugați pentru conexiunea noastră la internet și pentru semnalul de care avem nevoie pentru ca acest mesaj să poată fi transmis și adevărul lui Dumnezeu să ajungă în sufletele oamenilor. În săptămâna care a trecut, am văzut pe Dumnezeu la lucru în ne-am rugat. Și vreau să spun în momentul în care brusc filmarea aceasta și transmisiunea aceasta în direct se oprește, dar eu cred din toată inima că Dumnezeu va fi alături de noi în seara aceasta și în ocaziile următoare și va lucra ca solia sa, mesajul său, să ajungă la sufletele cele mai sincere care au nevoie de mântuire. Apocalipsa, capitolul 14, citim de aici versetul 1. Biblia spune, în versetul 1, sunt prezentați alături de miel cei 144.000 stând pe muntele Sionului. Versetul 1 din Apocalipsa, capitolul 14. Haideți să ne uităm în Sfânta Scriptură și să înțelegem ce reprezintă acest munte al Sionului, unde este prezent, având loc această imagine, această viziune prezentată în Sfânta Scriptură. Cei 144.000 alături de miel, mielul fiind Domnul Iisus Hristos, cei 144.000 pe muntele Sionului. Muntele Sionului face referire la adunarea de sărbătoare a îngerilor lui Dumnezeu. Muntele Sionului face referire la Ierusalimul Ceresc, cetatea iubită a lui Dumnezeu. Mergem împreună în Evrei la capitolul 12. Haideți să citim. Evrei capitolul 12 și vrem să
privim cu atenție, începând de la versetul, haideți să citim de la versetul 22 și versetul 23, Biblia spune. S-a apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcut desăvârșiți. În versetul 22, Biblia ne prezintă muntele Sionului ca fiind cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, adunarea de sărbătoarilor, de sărbătoare a zecilor de mii și mii de... Când Scriptura prezintă pe cei 144 de mii, fiind alături de El, Domnul Iisus Hristos, pe muntele Sionului, avem o imagine a celor 144 de mii deja în împărăția lui Dumnezeu. Cei 144 de mii se găsesc în Ierusalimul Ceresc, în adunarea de sărbătoare a îngerilor sfinți ai lui Dumnezeu. Iar în versetele pe care noi le-am citit, de la versetul 1 la versetul 5, este prezentată experiența acestor oameni care a făcut posibilă intrarea lor în cetatea prea iubită Ierusalimul Ceresc, adunarea de sărbătoare a Sfinților Îngeri. Despre cei 144 de mii, Scriptura ne spune astfel. Biblia amintește că pe fruntea lor ei au scris numele Tatălui și numele Mielului. Cei 144 de mii au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Când ne uităm în Biblie, acest nume despre care vorbește Sfânta Scriptură nu face referire la un tatuaj. Nu vorbim despre un tatuaj bătut pe fruntea acestor 144 de mii, acest grup special, în niciun caz. Ci când Biblia face referire la numele lui Dumnezeu, prezent, scris pe fruntea lor, vorbim despre numele lui Dumnezeu prezent aici, în gândirii. Vorbim despre în centrul gândurilor lor. Este prezent Dumnezeu. Este prezent Domnul Iisus Hristos. Viața lor este modelată de starea în care se găsește mintea lor. Din nou și din nou în Sfânta Scriptură este amintit că un om este exact ceea ce el are în mintea lui. El este produsul gândurilor care se găsesc în mintea lui. Haideți să citim câteva versete. Mergem în cartea Proverbelor, la capitolul 23. Proverbe, capitolul 23. Cei 144 de mii au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Vorbim despre gândurile, vorbim despre mintea pe care o au acești 144 de mii. Priviți ce spune Biblia. În cartea Proverbelor, capitolul 23, și vrem să citim împreună de la versetul, citim de la versetul 7. Haideți să citim chiar și versetul 6. Nu mânca pâinea celui pismaș și nu pofti mâncărurile lui alese. Acum versetul 7. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Versetul. Un om este exact produsul gândurilor pe care le are în mintea sa. Aici vorbim despre centrul gândirii. Da? Vorbim despre centrul acesta prin care Dumnezeu comunică cu omul. Lobul frontal. Da? În termenii medicali am putea spune și aceasta. Căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Ceea ce un om are în mintea lui, aceea este în viața de zi cu zi. Faptele sale, obiceiurile sale, cuvintele sale, toate sunt modelate
de ceea ce omul înmagazinează aici în mintea lui zi de zi. Și dați-mi voie să vă spun, prietenii mei, am primit vești din partea multor frați care au înțeles un lucru deosebit de important, și anume că în timpul acesta de criză, în timpul acesta de panică, în timpul acesta care, din nefericire, i-a făcut chiar și pe creștini să fie depresivi, mulți oameni au înțeles că trebuie să-și ia privirea de la televizor, posturile de televiziune, internet, canalele acestea. Că mulți oameni au înțeles că se hrănesc cu lucruri care distrug la nivelul minții, ba chiar trupul lor are de suferit datorită stării în care se găsește mintea lor. Trebuie să fim foarte atenți ceea ce noi îngăduim minții noastre, ce punem noi în mintea noastră. Și nu uitați, numai prin simțurile noastre, cele 5 simțuri pe care le avem, noi putem deschide o ușă pentru a aduna un material sănătos sau nesănătos în mintea noastră. Priviți ce spune Biblia. Psalmul 17. Este bine ca în aceste vremuri de criză să ne aducem aminte de făgăduințele minunate ale lui Dumnezeu. Psalmul 17. Mai ales pentru că știți foarte bine că marele trusturi de televiziune și de media din întreaga lume sunt și ele controlate. Și prin intermediul mass mediei, prin intermediul programelor de știri, mulțimile sunt manipulate și îndreptate într-o direcție greșită. În limba engleză, fake news, știri false, care îndeamnă pe oameni să privească într-o direcție greșită. Însă noi mulțumim lui Dumnezeu că în această seară și în sabatul acesta, noi avem cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pentru aceste zile din nou. Amin? Psalmul 17 și vrem să citim de aici, de la versetul 3, Biblia spune: dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Atenție! Căci ce-mi iese din gură, atenție, așa și gândesc. Cu alte cuvinte, cuvintele pe care eu le rostesc sunt rezultatul lucrurilor pe care eu le am în minte. Matei 12, cu versetul 34, Scriptura spune: din prisosul inimii vorbește gura. Când citim în Scriptură, cei 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Fiului, vorbim despre un grup de oameni care și-au făcut în mintea lor, au luat în mintea de a-și îndrepta gândurile lor să fie îndreptate spre Domnul Iisus Hristos, spre caracterul Său, spre acea chemare înaltă pe care Dumnezeu ne-o pune înainte fiecăruia dintre noi. Frații și surorile mele, priviți ce spune Biblia despre gândurile noastre. 2 Corinteni, capitolul 10. Priviți ce spune Biblia aici. 2 Corinteni, capitolul 10. Vrem să citim împreună de la versetul 5. Ce ar trebui să facem noi cu gândurile noastre? Dacă viața noastră, obiceiurile noastre, cuvintele noastre, faptele noastre, toate sunt modelate de gândirea noastră, de ceea ce noi avem în minte, aceasta înseamnă că trebuie să fim foarte, foarte atenți. Să fim foarte atenți cui deschidem ușa într-un sens spiritual. Ce fel de gânduri vom îngădui să fie în mintea noastră? 2 Corinteni, capitolul 10, și citim împreună de la versetul 5. Biblia spune: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând, atenție, rob ascultării de Hristos. Orice gând trebuie să facem rob. E ca și cum în mintea noastră vor veni multe gânduri, asemenea fioarelor care zboară prin mijlocul cerului, asemenea păsărilor care zboară deasupra noastră. Sunt multe gânduri care pot veni în mintea noastră, mai ales datorită materialelor spirituale cu care noi ne-am hrănit
mintea noastră, ceea ce noi am văzut, ceea ce noi am auzit, ceea ce noi am pipăit, ceea ce noi am mâncat, aceste lucruri vor pune în mintea noastră gânduri care nu vor purta neapărat amprenta lui Dumnezeu. Însă, în ploaia aceasta de gânduri, avem posibilitatea ca noi să prindem gândurile. Gândurile acestea să le facem rob ascultării de Hristos. Aceasta este pe care o vor avea cei 144.000 care numele Tatălui și numele Mielului. Priviți ce spune Biblia în Filipeni. Filipeni, capitolul 2, și vom citi de aici versetul Filipeni. Filipeni, capitolul 2, și vrem să citim de aici din cuvântul lui Dumnezeu, de la versetul, haideți să citim de la versetul 5. Am să citesc în traducerea Cornilescu și apoi vă voi spune cum sună acest verset și în traducerea Fidela. Priviți ce spune Biblia. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Ce fel de gânduri ar trebui să avem? Să avem gândurile pe care le avea Hristos Iisus. În original, versetul acesta spune astfel. Să aveți în voi mintea aceasta care se găsea în Hristos Iisus. Frate Orășanu, spui un lucru greu. Vrei să ne spui că noi putem să avem gândurile, să avem mintea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o? Da, cei 144.000, acest grup special, vor ajunge să obțină biruință începând de aici, de la nivelul minții. Pentru că dacă izvorul este curat, apele vor fi și ele curate. Este foarte, foarte important să fim atenți la gândurile noastre în viața de zi cu zi. Mai ales în aceste vremuri în care noi trăim. Cei 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Mergem în Apocalipsa la capitolul 7 și vrem să suprapunem aceste pasaje. Apocalipsa capitolul 7, găsim un alt capitol unde este prezentat cu lux de amănunte această grupă a celor 144.000. Apocalipsa capitolul 1. Biblia spune: după aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu suple vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea, atenție, pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatemă pământul și marea zicând: nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și acum versetul 4 o spune Biblia. Și am auzit numărul celor 100.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Deci iată acum, în notițele noastre, ne întoarcem la acel punct, prim punct pe care l-am subliniat. Avem Apocalipsa capitolul 7 și Apocalipsa capitolul 14. În Apocalipsa capitolul 14, cei 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. În Apocalipsa 7, cei 144.000 au scris pe frunte, au pe frunte pecetea Dumnezeului celui viu. 144.000 pecetuiți în capitolul 7, 144.000 în capitolul 14. Acum, dacă suprapunem aceste două capitole, 14 și 7, și vom suprapunem aceste imagini profetice, vom înțelege că pecetea Dumnezeului celui viu este, de fapt, punerea sau scrierea numelui lui Dumnezeu în mintea noastră. Am vorbit despre numele lui Dumnezeu prezent în gândirea noastră, în mintea noastră, în fiecare zi. Acum, când ne gândim la numele lui Dumnezeu,
Numele lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură face referire la caracterul lui Dumnezeu. Vreau să vă notați punctul 2 în notițele noastre. Cei 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Aceasta înseamnă mintea lor. Ei au ajuns să posede caracterul Domnului Iisus Hristos. Pentru că numele în Sfânta Scriptură este un simbol al caracterului. Haideți să citim câteva versete și aș vrea să le notați. Pentru aceia dintre dumneavoastră care urmăriți, notați-le prietenii mei, pentru că este bine să înmagazinăm în mintea noastră cuvântul lui Dumnezeu. Mergem în Cartea Genezei. Vrem să oferim câteva exemple din Biblie care să ne arate la caracter. Geneza, capitolul 27, și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 34. Geneza 27, de la versetul 34. Învățăm despre cei 144.000 și sigiliul lui Dumnezeu. Biblia spune, când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari țipete, pline de amărăciune și a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată. Isaac a zis, fratele tău a venit cu vicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis, da, nu degeaba i-au pus numele Iacob, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea. Observați ce spune Esau în versetul 36. Nu degeaba i-au pus numele cum? Iacob, căci de două ori m-a înșelat. Iacob se traduce înșelător. Iacob, înșelător. Observați, numele face referire la caracter. 1 Samuel, capitolul 25. Învățăm împreună. 1 Samuel, capitolul 25, și vrem să citim de la versetul 25. Biblia spune, să nu-și pună Domnul meu mintea cu omul acela rău, cu Nabal, căci cum îi este numele, atenție, așa este și el. Nabal, care se traduce nebun, îi este numele și este plin de nebunie. Și eu, roaba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Cum se traduce Nabal? Nebun. Ce spune soția lui despre soțul ei? Este plin de nebunie. Cum îi este numele, așa este și... Haideți să privim un al treilea mapă. De data aceasta ne uităm la numele lui Dumnezeu. Există o confuzie astăzi în lumea noastră cu privire la numele lui Dumnezeu. Cum ar trebui să pronunțăm? Există vreun nume, vreun termen special în privința numelui lui Dumnezeu? Prietenii mei, Biblia ne spune că 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. Numele face referire în Sfânta Scriptură la caracterul lui Dumnezeu. Cartea Exodului, capitolul 34. Exod 34. Și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 5. Exod 34 și citim de la versetul 5, Biblia spune următoarele. Domnul s-a coborât într-un nor și a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Deci, acum Dumnezeu spune El numele Său. Eu cred că noi trebuie să-L credem pe cuvântul pe El, pe Dumnezeu, atunci când acum vrei ce spune Dumnezeu despre numele Său. Și Domnul a trecut pe dinaintea Lui și a strigat. Și acum este prezentat numele. Domnul Dumnezeu este. Observați, deci în descrierea numelui Său, Dumnezeu ne prezintă trăsăturile sale de caracter. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea,
răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copiii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Observați aici, Dumnezeu își prezintă, adică Dumnezeu își prezintă trăsăturile caracterului său. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Frații și surorile mele, în timp ce mă gândeam la subiectul din această seară, vreau să vă spun, există posibilitatea ca noi să pierdem foarte mult timp în teoria sfințirii și să pierdem din vedere evlavia practică la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Și la ce mă refer? Există o controversă în lumea creștină, în mod deosebit în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Oamenii discută și despică firul 4 cu privire la cei 144.000, dacă numărul acesta este simbolic sau literal. Și se poate studia, putem învăța din Cuvântul lui Dumnezeu și cu privire la acest detaliu în privința celor 144.000. Însă ar vrea să vă spun un lucru. În ceea ce am citit. Însă în trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu, trăsături de caracter pe care cei 144.000 le vor avea, mai întâi de toate sunt menționate trăsături de caracter care sunt manifestate, sau mai bine zis, ar trebui manifestate în momentul în care, spunem noi în limba română, ești călcat pe degete. Și la capitolul acesta, fiecare dintre noi suntem deficitari. Dumnezeu nu se prezintă ca un Dumnezeu care pedepsește. Dumnezeu nu se prezintă, nu-și prezintă primele trăsături de caracter. Dumnezeu nu-și prezintă dreptatea Lui. Dumnezeu nu-și prezintă mai întâi de toate faptul că El pedepsește fără de legea. Nu. Aceasta este ultima, am putea spune, ultimul capitol al caracterului Dumnezeu. Aplicarea pedepsei, am putea spune. Suportarea consecințelor de către păcătos. Dar mai întâi de toate, Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu plin de îndurare. Milostiv. Încet la mânie. Plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea în mii de neamuri. Iartă fără de lege. Vreau să vă spun, frații mei, sunt oameni care studiază detalii despre cei 144.000, cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, își pierd, aș putea spune, își pierd timpul încercând să afle lucruri care nu le este de niciun folos la nivel personal. Și cu toate acestea, oamenii nu se pot ierta, oamenii încă nu pot să fie încheți la mânie, oamenii nu pot să manifeste bunătate și credincioșie. Oamenii nu pot să fie plini de îndurare și de milostenie, așa cum prezintă pasajul acesta pe care noi tocmai l-am citit. Și ca urmare, dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este ca să ne ridicăm mai sus. Să ne pocăim, să ne cerem iertare de la Dumnezeu. Pentru că acest caracter va fi manifestat în viața celor 144.000. Aceasta înseamnă a avea scris numele Tatălui și numele Fiului pe frunțile celor 144.000. Înseamnă, de fapt, manifestarea caracterul Domnului Iisus Hristos în viața noastră de zi cu zi. Începând de la nivelul gândurilor, apoi la nivelul faptelor, obiceiurile noastre, trăirile, cuvintele, gândurile pe care Domnul Iisus Hristos le-a avut atunci când El a fost pe pământ. Cei 144.000. Ei sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Frate Orășan, stați puțin. Păi noi am învățat că sigiliul viului Dumnezeu protejați la sfârșit vor fi aceia care păzesc sabatul. Nu este sabatul sigiliul viului Dumnezeu. E bine, vreau să vă spun, sabatul este doar o latură a sigiliului lui Dumnezeu. De fapt, acei oameni
care vor primi sigiliul lui Dumnezeu, despre care noi am învățat că vor reflecta caracterul lui Dumnezeu, aceștia sunt oamenii care au înțeles cu adevărat obiectivul sabatului. Ce înseamnă cu adevărat păzirea sabatului, ziua lui Dumnezeu de odihnă? Frații mei, nu este cazul să ne îmbătăm cu apă rece într-un timp ca acesta. Pentru că sunt oameni care se gândesc că dacă noi cunoaștem adevărul despre ziua lui Dumnezeu de odihnă, conform Sfintelor Scripturii, simpla păzire, atenție, a unei zile, 24 de ore, ne oprim de la apus până la apus și în ziua aceasta dormim, în ziua aceasta nu punem rufele în mașina de spălat, în ziua aceasta nu facem de mâncare, dar în mintea noastră sunt lucrurile lumii. În mintea noastră sunt planurile pentru săptămâna viitoare. În mintea noastră sunt cuprinse lucruri care n-au nimic de a face cu închinarea lui Dumnezeu. Noi ne gândim că aceasta înseamnă de fapt păzirea sabatului în ochii lui Dumnezeu, sigilul lui Dumnezeu. În niciun caz. Haideți să ne uităm în Apocalipsa la capitolul 7. Apocalipsa capitolul 7. Vedem modul armonios. Dacă am putea spune cum se sărută Apocalipsa capitolul 14 și Apocalipsa capitolul 7. Priviți ce spune Biblia. Apocalipsa capitolul 7 și citim de aici versetul, vom citi versetul 3 și versetul 4. Biblia spune: zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Unde este pusă pecetea lui Dumnezeu? Pe frunte. Atenție! Nu un tatuaj. Vorbim despre sigiliul lui Dumnezeu ca fiind caracterul lui Dumnezeu. Priviți! Pecetea Dumnezeului celui viu. Haideți să lăsăm Biblia să ne explice ce înseamnă această expresie pecetea Dumnezeului celui viu. Vom vedea că sabatul este doar o parte a sigilului Dumnezeu. Sabatul, păzirea sabatului în sine însăși, nu va mântui pe nimeni dacă noi nu înțelegem marele obiectiv al păzirii sabatului, care este de fapt odihna de la păcat, reflectarea caracterului Dumnezeu. Oprirea devine soarelui, nu va salva pe nimeni. Dacă noi nu înțelegem scopul profund al sabatului. Priviți ce spune Biblia. Apocalipsa, capitolul 7 și vrem să citim de aici, am spus noi, versetul 2. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să batem. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Observați, această pecete a Dumnezeului celui viu va fi, am putea spune, antidotul. În contextul de astăzi, vaccinul, protecția lui Dumnezeu, adăpostul lui Dumnezeu în timpul acesta de strâmtorare. Și mâine vom învăța mai multe despre aceste patru vânturi și timpul acesta de strâmtorare care n-a început, dar va veni curând peste lumea noastră. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 4. Cum spune Sfânta Scriptură la pecete? Un sinonim pentru cuvântul pecete. Romani, capitolul 4. Și vrem să citim de aici, de la versetul 11. Romani, capitolul 4, versetul 11. Biblia ne spune: apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri care se căpătase prin credință când era netăiată împrejur. Priviți cu atenție în acest pasaj. Vă dau posibilitatea acum într-o secundă să priviți cu atenție în Biblie și să observați că pentru pecete este folosit ca sinonim cuvântul semn. Apoi a primit ca semn tăierea
împrejur ca o pecete. Băieții mei, în fiecare săptămână aduc probleme de la matematică în atenția mea. Și nu știu, pentru cei care sunteți părinți și faceți matematică copiii dumneavoastră, în mod special cei care faceți homeschooling acasă cu ei, se întâmpla acest lucru și pe vremea mea, mi-aduc aminte, erau probleme care puneau pe părinții mei în dificultate atunci. Dar și astăzi sunt probleme care sunt aduse în atenția mea și trebuie să stau să mă gândesc, eu trebuie să mă gândesc mult, cu cât mai mult, fiii mei, băieții mei. Însă, la matematică ce facem? Trebuie să înlocuim necunoscutele. Da? Și băieții mei spun, tati, trebuie să rezolvăm problema cu detalii, cu plan de lucru. Acum, pe foaia dumneavoastră de hârtie, pe caietul dumneavoastră, ar trebui să scrie pecetea Dumnezeului celui viu. Acum înlocuim. În dreptul cuvântului pecete ar trebui să scrieți semnul Dumnezeului celui viu. Semnul Dumnezeului celui viu. Expresia Dumnezeul cel viu în Sfânta Scriptură face referire la Dumnezeul Creator. Prezint trei marturi din Sfânta Scriptură, vom citi doar unul datorită timpului. Însă dumneavoastră trebuie să aveți săgeți în tolb. Versetul numărul 1. Apocalipsa, capitolul 4, de la versetul 9 la versetul 11. Dumnezeul cel viu, Dumnezeul Creator. Faptele Apostolului. Capitolul 14, de la versetul 14 și 15, din nou ne prezintă Dumnezeul cel viu este Dumnezeul Creator. Noi totuși îl vom citi pe el din Ieremia, capitolul 10. Haideți să citim. Ieremia, capitolul 10 și vrem să citim de aici, de la versetul 10. Ieremia, capitolul 10. Nu predicăm, învățăm. Ieremia, capitolul 10, și vrem să citim de aici, de la versetul 10. Priviți ce spune Scriptura. Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat. Este un Dumnezeu viu și un împărat veșnic. Subliniați, viu. Pământul tremură în mânia lui. Pot să sufere urgia lui. Cine este acest Dumnezeu viu? Așa să le vorbiți. Dumnezeii care n-au făcut cerurile, nici pământul, vor pieri de pe pământ și de sub ceruri. Dar El a făcut pământul prin puterea Lui. A întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui. A întins cerurile prin priceperea Lui. Observați, Dumnezeul cel viu este Dumnezeul Creator. Semnul Dumnezeului celui viu, de vesubt, înlocui necunoscutele, ar trebui să aveți notat acum semnul Dumnezeului Creator. Întrebare. Ce semn a dat Dumnezeu ca o pecete care să ne amintească că Dumnezeu este Creator? Deja dumneavoastră parcă vă aud acum cum spuneți Samuel. Așteptați. Nu alergați înainte, deși răspunsul acesta este adevărat. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Pe baza Sfintelor Scripturii, o pecete trebuie să conțină trei lucruri. Sau un sigiliu trebuie să conțină trei lucruri. Și anume, titlul, 2. Teritoriul pe care îl stăpânește persoana respectivă, titlul, teritoriul și numele. Titlul, teritoriul, numele. Haideți să vă prezint câteva exemple din Biblie. Mergem în cartea Estera, în Estera, și vrem să citim două versete care aduc în atenția noastră o pecete sau un sigiliu. Cartea Estera, Vechiul Testament, Estera în capitolul 3, mergem mai întâi, Estera, capitolul 3, și vrem să citim de aici, de la versetul 12. Biblia spune, logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecare ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Atenție! Au scris în numele
împăratului Ahasveros și-au pecetuit scrisorile, atenție, cu inelul împăratului. Deci împreună cu pecetea împăratului, era o ștampilă, inelul împăratului, pecetului, era atașat numele împăratului Ahasveros. Priviți un alt exemplu. Cartea Estera, capitolul 8. Estera, capitolul 8, și vrem să citim de aici, de la versetul 10. Estera, capitolul 8, versetul 10. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin care alergătorii călari pe cai și catâri născuți din iepe. Observați, din nou avem pecetea și împreună cu pecetea avem numele împăratului. Ahasveros, împăratul Medo-Persiei, în cazul acesta, pecetea, ștampila acestui împărat care autentifica, am putea spune, documentele acestea din partea împăratului. Sigiliul Fiului Dumnezeu. Unde este conținut acest sigiliu? În cartea Isaia, la capitolul 8, Isaia, la capitolul 8, versetul 16, am să citesc în momentul acesta din traducerea fidelă, care este o traducere autentică a acelui verset. Isaia, capitolul 8, cu versetul 16. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Isaia 8, cu versetul 16. Biblia spune: leagă mărturia, sigilează legea printre ucenicii sau discipolii mei. Ce trebuie să sigilăm sau să pecetuim? Legea. Deci, cu alte cuvinte, sigiliul lui Dumnezeu se găsește în legea lui Dumnezeu. Întrebare pentru noi cei care suntem studenții Bibliei. Există un pasaj în Vechiul Testament unde Dumnezeu a poruncit copilul lui Israel să își scrie legile, poruncile sale și să le pună în frunte? Aici, între ochi, haideți să citim. Mergem în cartea Deuteronom, la capitolul 6. Sigiliul lui Dumnezeu, pecetea Dumnezeului celui viu, este conținută în legea lui Dumnezeu, în cele 10 porunci. Deuteronom, capitolul 6, și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 6. Biblia spune: și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi, atenție, ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, adică aici, în zona frunții. Ce să legi? Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi. N-am să uit niciodată, eram în Marea Britanie, într-o lucrare de evangelizare, mă întorceam acasă și în aeroport mi-a fost dat să văd cu ochii mei o aplicație greșită. Stăteam la poarta de ambarcare și am către un zbor spre Israel. Ori Tel Aviv, ori Ierusalim, nu mi-aduc aminte exact. Și am auzit, a fost strigat numele unui domn care a început să alerga spre poarta de îmbarcare și când a ajuns înaintea persoanelor responsabile pentru îmbarcare, omul acesta a spus: așteptați puțin. Se vedea de o parte că era un om religios. Avea niște perciune așa, cum să spună, foarte lungi și răsuciți, barbă, ochelari, pe cap avea o chipie și într-o cămașă albă, și când a ajuns a lăsat bagajele din mână și a scos niște cutiuțe dintr-o geantă, și atunci a fost mirarea. Niște bucăți de piele pe care le-a legat în zona mâinilor și apoi a legat și cealaltă mână și o cutiuță aici a luat-o și a legat-o tot cu o bucată de piele la cap, și după ce a strâns toate aceste lucruri, a luat Tora în mână și a început să citească. Și după ce a citit, apoi a împachetat bagajul spre uimirea persoanelor responsabile, apoi a urcat în avion. Oamenii așa au înțeles versetul acesta. Ei au înțeles că în mod literal
Dumnezeu cerea de la ei ca să aibă poruncile legate de mâini și poruncile Dumnezeu să fie legate la cap. Unde citim în Biblie despre Domnul Hristos făcând așa ceva? Hristos vorbea despre legea lui Dumnezeu care trebuie să fie pusă în mintea noastră, în gândurile noastre. Vă întreb acum. Unde în legea lui Dumnezeu se găsește pecetea Dumnezeului celui viu? Semnul Dumnezeului celui viu. Semnul Dumnezeului Creator. Pecetea care trebuie să ne arate titlul, teritoriul și numele. Există doar o singură poruncă. Aduce aminte de creațiune unde este prezentat numele lui Dumnezeu, titlul lui Dumnezeu și teritoriul pe care îl stăpânește. Este porunca a patra. Exod capitolul 20. Priviți ce spune Biblia. Exod capitolul 20. Deci spune, frate Orășanu, ai înțeles foarte bine, sabatul, porunca a patra, este sigilul lui Dumnezeu. Este o parte a sigilului Dumnezeu. Este o parte. Și vom spune de ce. Exod capitolul 20, citim de la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Versetul 11. Căci în 6 zile, atenție, a făcut cine? Domnul, numele Lui, teritoriul, cerurile, pământul, marea și tot ce este în ele. Iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea, de odihnă și a sfințit Dumnezeu, Dumnezeul Creator. Prietenii mei, în porunca a patra, găsim sigiliul viului Dumnezeu. Sabatul, pus ca un semn care să ne amintească de lucrarea minunată a creației, lucrarea de creațiune săvârșită de Dumnezeu. Cartea Exodului, capitolul 31. Exod 31. Amintește Biblia, sabatul este un semn, un memorial al creațiunii? Unii dintre dumneavoastră veți sta acum înainte și veți spune, Domnule, sabatul n-a fost dat de la creațiune, vă spune unii dintre dumneavoastră. Sabatul a fost dat evreilor. Pentru aceia care puneți sub semnul întrebării, aș vrea să vă recomand să citiți Exod capitolul 16. Și să înțelegeți cum Dumnezeu prin Moise amintește copilul lui Israel, vedeți că Domnul v-a dat sabatul, spune Moise. Amintindu-le că ziua lui Dumnezeu de odihnă a fost dată în Geneza capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 3. Iar dacă dumneavoastră credeți că Adam a fost evreu, asta înseamnă că și noi suntem evrei. Pentru că cu toții ne tragem din Adam. Însă nu găsim niciun verset din Biblie care să ne spună că Adam era evreu. Sabatul a fost făcut pentru om, a zis Hristos. Marcu 2, versetul 27 și 28. Exod capitolul 31, de la versetul privit ce spune Biblia, versetul 16 și 17. Copiii lui Israel să păzească sabatul prăznuindu-l ei și urmașii lor ca un legământ necurmat. Acesta va fi între mine și copilul Israel un semn veșnic, atenție, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Deci sabatul este un memorial al creațiunii. Este pecetea care arată că Dumnezeu merită închinare pentru că El este Creator. Așa este. Dar în același timp, sabatul este o pecete, este un semn care arată lucrarea pe care Dumnezeu a început-o și vrea să o finalizeze în viața noastră. Și ce spune Biblia? Cartea Ezechiel, capitolul 20. Ezechiel, capitolul 20. Și vrem să citim de aici, de la versetul 12 și versetul 20. Ezechiel, capitolul 20, versetul 12 și versetul 20. Biblia spune, le-am dat, atenție, le-am dat și sabatele mele, ca să fie ca un semn între mine și ei, pentru ca să știe, atenție, că eu sunt Domnul care îi sfințesc. Deci sabatul lui Dumnezeu, Dumnezeu a stabilit sabatul,
un semn care a să arate lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în viața noastră, și anume lucrarea de sfințire, spune Scriptura. Versetul 20. Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Acum, vă aduceți aminte care sunt cele două capitole din Sfânta Scriptură pe care le-am avut în atenția noastră în această seară, legat de subiectul celor 144.000, Apocalipsa capitolul 14 și Apocalipsa capitolul 7. În Apocalipsa capitolul 14, pe frunte cei 144.000 au scris numele Tatălui și numele Mielului. Numele caracterului. Dar în Apocalipsa capitolul 7 avem pecetea Dumnezeului celui viu, care ne aduce aminte de amarele adevăr al sabatului, memorialul creației. Acum țineți-vă bine. Pentru că, într-adevăr, cele două pasaje se sărută și vedem armonia cuprinsă în Sfânta Scriptură. În centrul cuvântului sabat este numele lui Dumnezeu. Dacă aveți o foaie de hârtie, am să vă rog să scrieți pe foaia aceea cuvântul sabat. S-A-B-B-A-T și H mai apare în altă limbă, dar vă rog să priviți cu atenție cuvântul sabat. În centru cuvântului sabat avem cuvântul Ava, care se traduce Tată, făcându-se referire la numele lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia. Mergem în Galateni la capitolul 4. Galateni, capitolul 4. Și vrem să citim de acolo versetul 6. Galateni, capitolul 4. Și vom citi versetul 6. Priviți ce spune Biblia aici. Galateni, capitolul 4. Și vom citi de aici versetul 6. Am să citesc în traducerea Cornilescu și apoi voi citi în traducerea Fidela. Galateni 4 cu versetul 6 spune următoarea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, atenție, care strigă, Cornilescu spune, Ava, adică Tată. Vă citesc acum și din traducerea Fidelă, unde Biblia spune următoare. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă Abba, adică Tată. Deci cine este centrul cuvântului sabat? Este numele Tatălui. Iată, vedem armonia Apocalipsa capitolul 7 și Apocalipsa capitolul 14. Prietenii mei, cei 144.000 care vor fi în Ierusalimul Ceresc, în adunarea de sărbătoare a Îngerilor, sunt acei oameni care au numele Tatălui și numele Fiului. Sunt cei care au îngăduit ca Duhul lui Dumnezeu să le modeleze gândurile, mintea și în centrul gândirilor caracterul Domnului Iisus Hristos. Ei vor caracterul Domnului Hristos. Numele reprezintă în Biblie caracterul. Mai mult decât atât, ei sunt adevărați păzitori ai sabatului, spune Sfânta Scriptură. Ei sunt păzitori ai sabatului, dar nu păzitori ai sabatului așa cum erau copiii lui Israel. Știați dumneavoastră, din punct de vedere al poruncii, când Hristos a venit pe pământ, copiii lui Israel, ei țineau ziua adevărată de odihnă, sâmbăta, dar niciodată n-au intrat în odihna lui. Niciodată n-au înțeles zile de odihnă. N-au înțeles ce înseamnă odihna sabatului. Și ca urmare, când a venit Domnul sabatului între ei și le-a arătat cum trebuie de păzit cu adevărat sabatul, l-au răstignit. Hristos a fost ucis pentru că El a venit cu o nouă versiune, a venit cu o nouă viziune, aș putea spune, a păzirii sabatului după modelul Sfintelor Scripturii. Priviți ce spune Ioan capitolul 6. Ioan capitolul 6.
Cine va primi sigilul viului Dumnezeu? Ioan capitolul 6. Frate Orășanu, dar noi credeam că dacă mergem sâmbătă la biserică, noi mergem deja în cer. Prietenii mei, aduceți-vă aminte. Cei care l-au răstignit pe Domnul Hristos mergeau sâmbătă la biserică. După Scriptură. Și l-au răstignit pe Hristos pentru că n-au înțeles niciodată, la momentul acela, n-au înțeles ce înseamnă odihna sabatului cu adevărat. Mă întreb, noi am înțeles astăzi? Am înțeles ce înseamnă odihna sabatului. Am înțeles noi că sabatul este un semn al sfințirii. Când se... Am înțeles, nu sunt un specialist, însă ultimul lucru care este atașat la o mașină care se construiește, se fabrică, este stema. Este simbolul acelei mașini. Nu poți veni cu simbolul mașinii, tu spui că ai o mașină. Sabatul este doar un semn, un detaliu care arată că Dumnezeu ne sfințește. Și de câte ori am auzit, fraților și prietenii mei, de câte ori am auzit oameni din lume arătând cu degetul spre viața adventiștilor de ziua șaptea, spunând în felul acesta, penticostali, care m-au sunat și mi-au spus, frate Orășanu, dacă odihna sabatului înseamnă să mergem în biserică de vineri seara, până sâmbătă seara și în restul săptămânii să trăim ca neamurile, ca lumea. Noi nu avem nevoie de sabat. Noi nu avem nevoie de sabat. Și din nefericire aceasta este ceea ce vede lumea în mijlocul nostru. Iar noi ne măculim că păzim sabatul. Că din nefericire, frații mei, noi ziua lui Dumnezeu de odihnă. Priviți ce spune Biblia. Ioan capitolul 6. Vrem să citim de la versetul 26. Hristos spune următoare. Drept răspuns Iisus le-a zis. Adevărat, adevărat vă spun. Că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea piritoare, atenție, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Cine a fost însemnat cu pecetea Lui Dumnezeu? Hristos. Cine va primi sigilul viului Dumnezeu? Cei care vor ajunge să fie caracterul Domnului Iisus Hristos. Și iată avem un popor, copiii lui Israel, care recitau și spuneau, adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Și acestor oameni care știau despre ziua de odihnă, Iisus le-a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și smerit cu inima, atenție, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Prietenii mei, dacă în mod special în ziua sabatului noi nu învățăm la picioarele Domnului Iisus Hristos. Noi nu învățăm de la El trăsăturile sale de caracter. Noi nu păzim sabatul. Și vă reamintesc un detaliu foarte important. Când Dumnezeu a dat ziua de odihnă, sabatul, a binecuvântat-o și a sfințit-o, vă întreb, a fost înainte de căderea omului în păcat? Când a fost dată ziua lui Dumnezeu de odihnă, conform Sfintelor Scripturii? Când a fost dată ziua lui Dumnezeu de odihnă? Biblia ne spune că înainte de căderea omului în păcat. Înainte să fie nevoie de un mântuitor, de un salvator, Dumnezeu a văzut necesară oferirea sabatului. Dacă a fost oferită ziua de odihnă, nu a fost dată omului cu scopul de a dormi în ziua de odihnă. Pentru că oboseală a venit în urma păcatului. Boală, suferință, slăbiciunea a venit în urma păcatului. Noi astăzi am ajuns să transformăm ziua Domnului în ziua somnului. Și noi ne gândim că păzim sabatul dacă noi dormim de dimineață când ar trebui să fim cu Biblia în mână sau pe genunchi la rugăciune. Noi păzim sabatul. Dar de ce păzești, frate? Îl păzesc pentru că noi facem mâncarea sabatului. Noi nu facem mâncare, noi astăzi nu punem rufele în mașina de spălat. Oamenii care lucrează peste votare, știți cum au ajuns
Muncesc toată săptămâna ca niște roboți. Vine seara, abia așteaptă și fac cumpărăturile repede la magazin ca să mănânce mai bine în sabat. Și vine seara, ajung în pat și să mai trezesc undeva după amiază. Mai stau puțin de vorbă cu membrii familiei și așteaptă să sfârșească sabatul ca să plece la McDonald's sâmbătă seara sau în oraș la o pizza cu prieteni. Și s-a sfârșit sabatul. Sau mai nou, acum ne ducem în sala de sport la întâlnirea de tineret și facem un volei și un basket și un fotbal și sabatul a trecut. Prietenii mei, aceasta este beție cu apă rece. Acesta nu este sâmbătă. Aceasta este sâmbătă. Dar sensul al cuvântului ne îndeamnă ca noi să înțelegem ce înseamnă ziua lui Dumnezeu odihnă. Odihnă de la ce? Odihnă de la ce? Aș vrea ca să citesc în această seară trei versete la sfârșit. Odihnă de la ce? Cei 144.000 au scris pe frunte numele Tatălui și numele Mielului. În centrul cuvântului sabat se găsește Abba, care înseamnă Tată. Caracterul. În centrul sabatului trebuie să fie caracterul. Învățăm noi în sabatele noastre, în biserică, în închinare, importanța reflectării caracterului Domnului Iisus Hristos. Mulți dintre adventiști nu-și mai cred în așa ceva. Ei cred că este o poveste, ei cred că este imposibil. Și am ajuns să transformăm serviciile divine în spectacole publice. Concerte, festivități, programe, întâlniri sociale, masă de părtășie, o numim mai nou. Venim de la 11 la 12, jumătate de oră predică și aia cât se poate mai scurtă și să n-auzim nimic, că trebuie să mâncăm. Și nu mai discutăm despre ce trebuie să mâncăm, că acolo este un subiect foarte, foarte sensibil. Dar cine are urechi de auzit, să audă. Prin ce spune Biblia? 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 19. 2 Timotei, capitolul 19. Biblia spune în pasajul acesta următoare. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă, atenție, nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și acum priviți. Oricine rostește numele Domnului, cei 144.000, să se depărteze de fără de lege. Ce au în mintea lor cei 144.000? Un singur gând au în mintea lor. Trebuie să o rupem cu păcatul. Nu prin puterea noastră. Prin puterea Domnului Iisus Hristos. Prin intervenția Duhului Sfânt în viața noastră. Aceasta este experiența pe care o vor avea cei 144.000. Vreau să vă întreb, nu e o întrebare capcană. Sabatul este ziua lui Dumnezeu de odihnă. Care este opusul odihnei? Atunci când nu ne odihnim, facem. Priviți ce spune Biblia. Matei, capitolul 7. Matei, capitolul 7. Vreau să vedeți ce înseamnă înaintea lui Dumnezeu odihnă cu adevărat. Matei, capitolul 7. Sabatul este semnul Sfinției. Matei, capitolul 7. Vrem să citim de aici, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Numele Tău, numele Tău, numele Tău. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Și acum ascultați dumneavoastră. Depărtați-vă de la mine, voi care vă odihniți în fără de lege. Așa spune Biblia. Biblia spune, voi cei care lucrați fără de lege. Deci dacă păcatul este prezentat ca o lucrare, ca o muncă, opusul lucrului este odihna. Iată de ce copiii lui Israel, care știau de ziua lui Dumnezeu de odihnă, Cartea Evrei spune că n-au intrat în odihna Domnului. Nu înțeles chemarea lui Dumnezeu, nu să se odihnească o zi pe săptămână de la păcat, de la televizor, de la internet, de la film, de la muzică, ci toată viața lor să fie dedicată lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă cu adevărat păzirea sabatului. Adventiți de ziua a șaptea.
Este un adventist care are experiența aceasta în fiecare zi. Pecetea Dumnezeului și de viu. Frații mei, cei 144.000 vor avea această experiență și poate te gândești la momentul acesta, frate Orășan, nu știu cine va fi prezent în grupul acela, dar eu când mă uit în viața mea, frate, sunt cam descurajat. Fratele și sora mea, mâine vom vedea că Dumnezeu vrea să ne încurajeze. Pentru că cei 144.000 vor fi din oameni ca tine și ca mine. Nu sunt oameni speciali, nu sunt oameni veniți de pe altă planetă, sunt oameni ca tine și ca mine, care își vor spăla hainele în sângele Domnului Iisus Hristos. Aceasta trebuie să fie încurajarea fiecăruia dintre noi. Dar dacă te simți nepregătit, să știi, dacă noi am renunțat la luptă și spunem, nu mai pot, Dumnezeu are pe cineva care se pregătește. Dumnezeu ar dori ca mult să fii tu cel care se pregătește, să ai această experiență cu ajutorul Dumnezeu. Cartea Cântarea Cântărilor, capitolul 8 cu versetul 6. Priviți ce spune Biblia despre sigilul lui Dumnezeu și vom încheia cu o făgăduință în această seară. Vă invit să ne rugăm în câteva cuvinte. Cântarea Cântărilor, capitolul 8, și citim de aici versetul 6. Biblia spune, pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Și când vorbim de inimă, nu vorbim de inima aceasta care pompează sânge. Vorbim despre mintea noastră. Căci dragostea este tare ca moartea. Și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea. Și râurile n-ar putea să o înnece. Observați cum este prezentată pecetea lui Dumnezeu aici. Pecetea lui Dumnezeu este prezentată ca fiind o dragoste mai decât moartea. Mai degrabă mori decât să păcătuiești. Mai degrabă mori decât să minți. Mai degrabă mori decât să înșeli. Mai degrabă mori decât să înjuri. Mai degrabă mori decât să calci sabatul. M-a sunat cineva săptămâna aceasta, spune, frate Andrei, cu ce am să trăiesc eu? Un om din afara bisericii. Lăutar, cântă la nunți, un bun muzician. Cu ce am să trăiesc eu? El trebuie să știe că Dumnezeu care îl cheamă să împlinească cuvântul, îi va purta de grijă. Făgăduința din această seară pentru noi se găsește în Romani la capitolul 8. Iată experiența celor care vor avea sigilul lui Dumnezeu. Prietenii mei, nu vă înspăimântați de COVID-19. Nu vă înspăimântați de coronavirus, prietenii mei. Vor veni vremuri și mai tumultoase pe pământul acesta. Și mai grele. Este de-abia începutul durerilor. Dar noi trebuie să avem asigurarea în dragostea lui Dumnezeu. Romani capitolul 8 și aș vrea să citesc de aici de la versetul 35 și ne vom ruga. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigoana? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris. Din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Sigilul lui Dumnezeu. Nu te mai poate muta nimeni. Nu te mai poate mișca nimeni din experiența aceasta cu Dumnezeu. Ce standard înalt a pus Dumnezeu înaintea noastră. Și doar numai cu ajutorul Lui îl putem atinge în mod deosebit în aceste ultime clipe ale istoriei acestui. Prietenii mei, aș vrea să vă invit în aceste momente să ne rugăm lui Dumnezeu. Vă invit să ne plecăm pe genunchi toți aceia care putem. Tată nostru care tronezi în ceruri, vrem să te lăudăm pentru ziua ta cea sfântă, ziua de odihnă. Ziua de odihnă, Doamne, care este un semn a lucrării pe care Tu vrei să o faci în viața noastră în fiecare zi.
Te rugăm să ne ierți și să ne speli în sângele Domnului Iisus Hristos. Pentru că noi nu suntem așa după cum dorești Tu, Doamne. Poate că noi nu ne pregătim, dar cineva o face. Cineva se supune în lucrării Duhului Sfânt și pas cu pas, din slavă în slavă, caracterul lor se aseamănă din ce în ce mai mult cu modelul desăvârșit al Domnului Iisus Hristos. Doamne, spală-ne și pe noi în sângele Mântuitorului nostru și ajută-ne să vedem prin credință posibilitatea pe care Tu ne oferi fiecăruia să ne luptăm cu toate puterile încredințate ca să fim între cei 144.000. Rămână pacea Ta peste noi în această seară. Fii Tu cu noi, fii călăuza noastră, dă-ne odihna de care avem nevoie și ajută-ne ca mâine în pace și în liniște să ne întâlnim și să Te lăudăm pe Tine. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și Îți mulțumim. Facă-se voia Ta. Amin. Prieteni, spunem tuturor o seară binecuvântată, sabat binecuvântat tuturor. Prin Harul lui Dumnezeu ne vom întâlni mâine din nou în direct cu ajutorul Domnului, începând cu ora 9:30 dimineața. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne păzească.